Pe plin munți, câmpii și văi, la Carmel, Domnul ne cheamă la El, la Carmel. Ascultați chemarea Lui, la Carmel. O, Doamne, vino la Carmel. La muntele Tabor, la Carmel, Domnul ne vrea un popor, la Carmel. Un popor neprihănit, la Carmel. O, Doamne, vino la Carmel. Tată, astăzi te rugăm la Carmel, vrem Duhul tău din Ioel la Carmel. Ne-este dor să te vedem la Carmel. O, Doamne, vino la Amin. I am the true vine and my father is the husbandman. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să ducă și mai mult rod. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Abide in me and I in you. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. I am the vine, ye are the branches. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. He that abideth in me and I in him. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu. The same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. Aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire and they are burned. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. God is good. Dumnezeu e bun. And all the time. Totdeauna. Let's try that again. Mai încercăm o dată. God is good. Dumnezeu e bun. And all the time. How many of you love God? Can I see your hand? On the count of three. La trei. We will say, vom spune, Father, Tată, I love you. Te iubesc. One, unu, two, three. Father, te iubesc. I love you. One more time. Father, Tată, I love you. One more time. Tată, Father, I love you. Amen. Amen. God is happy. Dumnezeu este fericit. How are you? Cum sunteți? I had a lovely time this morning with the youth. M-am simțit foarte bine azi dimineață cu tinerii. I always enjoy myself with the youth. Totdeauna mă simt bine când sunt cu tinerii. I had some 60-year-old youth with me this morning. Am avut și un tânăr de 60 de ani împreună cu mine azi dimineață. And I enjoy them as well. M-am bucurat și de ei foarte mult.
I hope you enjoyed yourself here. Să vă sper că v-ați simțit și voi bine aici. God speaks through everybody who's faithful to him. Dumnezeu vorbește prin oricine este credincios. Who is with us for the first time since this camp began? De când a început această tabără. Cine este aici pentru prima oară? First time. Pentru prima oară. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. First time. Pentru prima oară. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. Anybody else? Altcineva? Now, is there anyone with us now? You are not a Seventh-day Adventist. Care nu este adventist de ziua a șaptea. You are here for the first time. Pentru prima oară. May I see your hand? First time. Mâna sus. You are not a Seventh-day Adventist. Adventist de ziua a șaptea. You are here for the first time. Pentru prima oară. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. God bless my little angel raising her hand. Îngerașul cel mic, Dumnezeu să-l binecuvânteze. I'm happy to see you. Mă bucur să vă văd. Everything ends tomorrow. Totul va lua sfârșit mâine. Then we travel in different directions. Voi fiecare vom merge pe drumul nostru. As we go back home. Când ne vom întoarce acasă. I've really enjoyed myself. Chiar m-am simțit foarte bine. And I intend to enjoy myself the rest of the time that is left. Și vreau să mă simt bine și în timpul care ne-a mai rămas. I believe this is my last time with my dear brother. Cred că este ultima oară când voi fi aici cu fratele meu. Say amen for the good work he's done. Spuneți amin pentru lucrarea bună. Come on, say it again. Din nou. One more time. Încă o dată. God is good. Dumnezeu e bun. All the time. Totdeauna. Say with me, we love Chris. Îl iubim pe Cristi. Say it again, we love Chris. Îl iubim pe Cristi. Amen. Amin. Thank you, my brother, for your good work. Îți mulțumesc, fratele meu. Translating for me. Traducând pentru mine. Is hard work. Este o muncă grea. And so I thank Chris. Așa că îi mulțumesc. For the way God has used him. Pentru modul în care Dumnezeu l-a folosit. And may God bless him. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Bless his wife. Să-l binecuvânteze. Bless his work. Și pe and put the sweetest blessing on his child. Să pună cea mai prețioasă binecuvântare pe copilul. Our subject for today. Subiectul nostru de astăzi. The high cost. Este costul suprem. The high cost. Costul suprem. Thank you, my handsome brother. God mulțumesc. Bless you. You know what to do with this? Știți ce să faceți cu telefonul? If you're not using it, dacă nu-l folosiți, turn it down, turn it off, să-l închideți, until it's dead, până când nu mai funcționează. If you're using it, dacă îl folosiți, what should you do? Ce ar trebui să faceți? Turn it all the way down, să reduceți volumul, so that we preserve reverence in the presence of God. Să putem să păstrăm o atitudine de reverență în fața lui Dumnezeu. The second favor I ask, a doua favoare pe care vă rog, pray for us while we're speaking. Rugați-vă pentru noi atunci când vorbim. All I want you to say is, tot ce vreau să spuneți este, Lord, put your words in their mouths. Cuvintele tale în gurile lor. Jeremiah chapter 1 verse 9. 1 cu 9. Then the Lord put forth his hand, atunci Dumnezeu și-a ridicat mâna, and touched my mouth, și mi-a atins gura. And the Lord said unto me, Domnul mi-a zis, behold, I have put my words in thy mouth. Eu pun cuvintele mele în gura ta. Favor number 3. A treia favoare. Think. Gândiți. Isaiah 1:18. Isaia 1:18. Come now. Haideți. Let us reason together. Împreună, saith the Lord. A spus Domnul. Let us pray. Să ne rugăm. Our Father, Tată, we come to you in the name of Jesus Christ. Venim la tine în numele lui Iisus Hristos. The Bible says you are truth. Biblia spune că tu ești adevărul. The Holy Spirit is truth. Că Duhul Sfânt este adevărul. And Jesus is truth. Și Iisus este adevărul. Let the family of heaven, dear God. Și fă tu, Doamne, ca familia din ceruri. Help my brother and me. Să ne ajute pe mine și pe fratele meu. As we try in our human way. Acum când încercăm omenește. To speak divine things. Să vorbim lucruri divine. If we've sinned against you. Dacă am păcătuit împotriva ta. Forgive us, dear God. Iartă-ne, Doamne. Now take possession of us. Cum ia-ne tu în stăpânire. Bless those who are listening. Binecuvânteze pe cei ce ascultă aici. We welcome those online. Le spunem bun venit și celor bless online. Bless them as well, dear God. Binecuvântează-i și pe ei. Bless every country represented. Și binecuvântează fiecare țară reprezentată aici. By those who are watching. De cei care ne but urmăresc. Particularly, dar în mod special, bless this country of Romania. Binecuvântează țara România. Bless all your people in this country, I pray. Pe toți oamenii din această țară. Bless the leaders. Binecuvântează și pe lideri. Give them wisdom. Dă-le înțelepciune. That the decisions they make. Ca deciziile pe care ei le vor lua. May bless the people. Să fie o binecuvântare pentru oameni. And allow the gospel to go forward. Să permită evanghelia să meargă mai departe. In Jesus' name I pray. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Amin. Let's go to John 3:16. Haideți să deschidem Biblia la Ioan 3:16. But we will not read it. Dar nu îl vom citi. So look up. Așa că uitați-vă sus. John 3:16. Ioan 3:16. For God so loved the world. A iubit Dumnezeu lumea. That he gave his only begotten son. A dat pe singurul său fiu. That whosoever believeth in him. Oricine crede în el. Should not perish. Să nu piară. But have eternal life. Să aibă viață veșnică. We read the first part of that verse again. Vom citi din nou prima parte a acestui verset. For God so. Fiindcă atât. How much? Cât? Is so. Cât de mult este atât. That's another title I considered.
Asta este un alt titlu care m-am gândit. Cât de mult is so? Este atât de mult. She is so beautiful. Este atât de frumoasă. That when roses see her, atunci când o văd trandafirii, they bow. Ei se apleacă. He is so tall. Este atât de înalt. He has to bend his head. Trebuie să se aplece. When he comes into this building. Când intră în această clădire. God is so loving. Dumnezeu este atât de iubitor. How much of that can we understand? Cât de mult putem să înțelegem noi asta? Let's take a look. Haideți să ne uităm un pic. At some of the cost. La câteva prețuri. That God had to go through. Pe care Dumnezeu a trebuit să le plătească. To save us. Ca să ne mântuiască. And part of that cost. Partea acestui cost. He will pay forever. O va plăti pentru totdeauna. Let's look at Jesus Christ. Haideți să ne uităm la Iisus Hristos. Or God the Father. Sau la Dumnezeu Tatăl. Or the Holy Spirit. Sau la Duhul Sfânt. The Bible tells us. Biblia ne spune. The Holy Spirit is the eternal Spirit. Că Duhul Sfânt este Duhul veșnic. It is through Him conversion takes place. Are loc convertirea. According to John 3 verse 8. Conform cu Ioan 3 cu 8. The Holy Spirit. Duhul Sfânt. Knows everything God knows. Știe tot ce știe Dumnezeu. 1 Corinthians 2 verse 9 and verse 9-11. 1 Corinteni 2 de la 9 la 11. God knows everything about Jesus. Dumnezeu știe totul despre Isus. The Bible says in the same way. Biblia spune la fel. Jesus knows everything about God. Și Isus știe totul despre Dumnezeu. So they are all divine. Pentru că toți sunt divini. God, Dumnezeu, is not matter. Nu este materie. We don't know exactly how God exists. Nu știm exact cum există Dumnezeu. But we can say, dar putem spune, God is not matter. Nu este făcut din you materie. Know why? Știți de ce? Matter has to obey laws. Pentru că materia trebuie să asculte de legi. Matter, materia, occurs, apare, generally in three forms. În trei forme, are trei forme. Notice I said generally. Vreau să fiți atenți că am spus în general. What are the three forms? Care sunt acele trei forme? Solid, solid, liquid, liquid and gas. Și gazos. You must follow me closely. Trebuie să mă urmiți cu mare atenție. And I'm glad Dr. Chris is a scientist. Și mă bucur că Cristi este. So he'll help me when I go wrong. Și acolo să mă ajute dacă greșesc. Solid, solid, liquid, liquid and gas. Și gazos. This is solid. Acesta este un solid. If you cut this piece off. Dacă tai această bucată. And put it in a cup. Și o pui într-o cană. Will it change shape? Își va schimba forma? No. Nu. It will retain its shape. Va menține forma. If you take a block of ice. Dacă iei un cub de gheață. And put it in a glass. Și îl pui într-un pahar. Does the ice change its shape? Își schimbă gheața forma? No, listen to me. Does the ice change its shape? Gheața își schimbă forma? I didn't say its form. Does it change its shape? Dacă își schimbă forma ei. Nu. If that ice melts and become water. Dacă gheața se topește. And you pour it in the glass. Does it take the shape of the glass? Ia forma paharului. Yes. Da. If you boil that water. Dacă tu fierbi acea apă. And it turns to what? Devine vapor. Abur. Or gas. Sau gaz. Does it take the shape of a container? Ia. Not necessarily. Forma unei încăperi, de exemplu. If you apply heat to water. Dacă tu aplici căldură what apei, happens? Ce se întâmplă? It boils. Fierbe. If you apply heat to gas. Dacă tu aplici căldură what unui happens? Gaz, ce se întâmplă? It expands. Se dilată. If you apply heat to wood. Dacă aplici căldură lemnului, does it boil? Ce se întâmplă? Fierbe? No. Nu. Solid, liquid and gases. Solidele, lichidele și materiile gazoase. Laws. Ascultă de legi. God. Dumnezeu. Is above law. Este deasupra legii. Christ. Hristos. Who is divine, care este divin, he is a mighty God, este Dumnezeu cel mare, before he came to this earth, înainte să vină pe acest he was pământ, above law. El era deasupra legii. He is not solid, liquid or gas in his divine form. El nu este solid, lichid sau gazos în forma sa. We don't know exactly how he existed before. Nu știm cum a existat înainte. But Ellen White tells us clearly, dar Ellen White ne spune claritate. Hristos was above law. Era deasupra legii. Was under no obligation. Nu avea nicio obligație. He did not have to come. Nu trebuia să vină. As a matter of fact. De fapt. Neither Father, Son, nor Holy Ghost. Nici Tatăl, Fiul, nici Duhul Sfânt. Is under law. Nu sunt sub lege. The angels were under law. Îngerii totuși and erau still sub lege. Are under law. Și încă sunt so sub they lege. Are under obligation. Deci ei au anumite obligații. There was a feast. A existat o or sacrifice. O jertfă. In the Old Testament. În Vechiul Testament. It's the sacrifice of the red heifer. Și este jertfa or the red cow. A vacii cele roșii.
vacii roșii. It was very, very seldom practiced. Era practicată foarte, foarte rar. Bible scholars believe. Biblia ne spune. In over 1500 years. Cei care studiază Biblia ne spun că that sacrifice was only done 7 times. A fost făcut acest sacrificiu de vreo 7 ori. It was so rare. Atât de rar avea loc. But the animal chosen. Dar animalul care era ales. Had to be an animal. Trebuia să fie un animal. That never carried a yoke. Trebuia să fie un animal care n-a purtat niciodată jug. An animal representing no obligation. Un animal care nu avea nicio obligație, it represented Christ. Și reprezenta pe Hristos. When Christ took human form, atunci când Iisus a luat forma umană, he had to experience. El a trebuit să experimenteze. What is like? Cum este? To be under law. Să fii sub lege. Go to Romans chapter 4. Haideți să deschidem în Romani capitolul 4. We read verse 4. Vom citi versetul 4 din Romani 4. Did I say Romans? I should have said Galatians. Trebuia să spun Galateni. Galateni. Forgive me. For Galatians 4. Galateni 4. We read verse 4. Vom citi versetul 4. Listen very carefully. Ascultați cu mare atenție. But when the fullness of time was come. Dar când a venit împlinirea vremii. God sent forth his son. Dumnezeu a trimis pe fiul său. Made of a woman. Născut din femeie. Read the next few words. Citiți următoarele cuvinte. Made under the law. Sub lege. Keep reading. To redeem them that were under the law. Ca să-i răscumpere pe cei ce erau sub lege. Jesus Christ. Iisus Hristos. Who was the mighty God. Care era marele Dumnezeu. The one who created matter. Cel care a creat materia. He placed himself under the laws of matter. El s-a supus legii materiei. In order to understand us. Ca să ne poată înțelege pe noi. Feel what we feel. Să simtă ce am simțit noi. This was tremendous restriction. Asta a pus asupra lui o restricție foarte mare. For someone equal with the Father. Pentru cineva care este egal cu Tatăl. It's like the king. Este ca și când un rege. Leaving his throne. Care și-a părăsit tronul. To live in a hut. Vine și trăiește într-o colibă. The poorest man on earth. Cu cel mai sărac om de pe pământ. Jesus Christ. Iisus Hristos. The creator. Creatorul. Of matter. Creatorul materiei. Placed himself. S-a supus. By being human. Prin faptul că a devenit om. Under the laws. S-a supus legii. That control matter. Legii care controlează materia. From being above law. De la faptul că era deasupra legii. Christ placed himself. Iisus s-a supus. Under law. Sub lege. In order. Ca that he might experience what we experience. Experimenteze ce experimentăm și noi. And be able to save us. Și să ne poată mântui. What's our subject? Care este subiectul nostru? The high cost. Costul suprem. Oh, how much is so? Cât de mult este, atât de mult. Let us look at something else. Să ne mai uităm la un lucru. Let us go to James chapter 1. Să mergem în cartea Iacov. We read verses 13 Iacov to 15. 1, vom citi versetele de la 13 la 15. It is 20 after 12. Este 12 și 20. I'll release you as soon as I can. Și vă voi da drumul cât de repede pot. James chapter 1. Iacov 1. We read from verse 13. Vom citi la versetul 13. When you found out, say amen. N-ați ajuns să spuneți amin. Let no man say when he's tempted. Nimeni când este ispitit să nu zică. I am tempted of God. Sunt ispitit de Dumnezeu. For God cannot be tempted with evil. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Neither tempteth he any man. Și el însuși nu ispitește pe nimeni. We'll stop there. Ne vom opri aici. The Bible tells us. Biblia ne spune. The divine God. Că Dumnezeul divin. Cannot be tempted. Nu poate fi ispitit. From whom does temptation come? De unde vine ispita? Satan. Vine de la Satan. The verse also goes on to say. Versetul mai departe spune. God does not tempt anyone. Că el însuși nu ispitește he pe nimeni. He cannot be tempted. El nu poate fi ispitit. He does not tempt. Și nici nu ispitește. Who tempts? Cine ispitește? Satan. Satana. Sometimes working through human agents. Uneori folosește și agenți umani. He worked through Eve. A lucrat prin Eva. To tempt Adam. Ca să-l ispitească pe Adam. To eat the fruit. Ca să mănânce din pom. He worked through the serpent. A lucrat cu printr-un slujitor. To tempt Eve. Prin șarpe, ca să-l ispitească pe Eva să mănânce din fruct. He worked through Sarah. A lucrat prin Sara, who led Abraham, care l-a condus pe Avram to sleep with a woman. Să se culce cu o altă femeie. God, Dumnezeu, does not tempt, nu ispitește, and cannot be tempted. Și nu poate fi ispitit. What's our subject? Care este subiectul nostru? The high cost. Costul suprem. Jesus came. Iisus a venit in a condition, într-o formă, that allowed him to experience, în care i-a permis să experimenteze ispitirea, which is the attack, care ce înseamnă un atac, of the devil. Al diavolului, on a human being. Asupra unei ființe umane. Also at some point on angels before he fell. De asemenea și asupra îngerilor înainte de cădere. Let's go to Matthew chapter 4. Să deschidem cartea Matei. We'll read verse 1. Capitolul 4, vom citi versetul 1. From verse 1.
De la versetul 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. And when the tempter came to him, he said, Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să se facă pâine. But he answered and said, Drept răspuns, It is written, este scris, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Jesus was tempted. Iisus a fost ispitit. And the temptation was severe. Și ispita a fost una foarte mare. Read verse 11 of Matthew 4. Să citim versetul 11 din același capitol. Then the devil leaveth him. Atunci diavolul l-a lăsat. And behold, angels came and ministered unto him. Atunci și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Ellen White said. Ellen White ne spune. The temptation was so severe. Ispita a fost atât de mare. After 40 days of fasting. După 40 de zile de post. Jesus looked thin. Iisus era slăbit. And he resisted those temptations. El a rezistat acestor ispite. It required so much effort. Dar a fost necesar atât de mult efort. After the last temptation, după ultima ispită, he collapsed. El s-a prăbușit. That's why God sent angels. De asta Dumnezeu a trimis îngeri. They gave him something to eat. Să-i dea ceva de mâncare. Lifted him up. L-au ridicat. He was tempted so severely. A fost atât de tare ispitit. He collapsed. Încât s-a prăbușit la pământ. This was the one who said. Acesta a fost cel care a spus. Let there be light. Să fie lumină. This was the mighty God. Acesta era Dumnezeul cel who mare. Spoke, care a vorbit. And angels came. Și îngerii veneau. He humiliated himself. El s-a umilit. To become like one of us. Să devină ca unul with dintre noi. With our nature. Cu natura noastră. That he might feel. Ca să ne poată experimenta ce cum este. To be tempted. Să fie ispitit. Now go to Hebrews chapter 2. Haideți să deschidem în Evrei la capitolul 2. Let's read verse 18. Vom citi versetul 18. Our subject, subiectul nostru, the high cost, costul suprem. Or how much is so? Cât de mult este atât? Hebrews 2 verse 18. Evrei 2 cu 18. For in that he himself have suffered being tempted. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, he is able to succor them that are tempted. Poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Jesus Christ suffered when he was tempted. Iisus a suferit și el ispita. Now Christ Hristos was both man a fost atât om and God. Și Dumnezeu. Christ had the power Hristos avea puterea to turn Satan away. Să îl trimite pe Satan la o parte. Had the power Hristos avea puterea to destroy those să-i distrugă pe cei spat in his face. Care l-au scuipat pe față. He had the power avea putere to destroy the soldiers să distrugă soldații who punched him. Care l-au lovit. He had that power. El avea puterea asta. He didn't use it. N-a folosit-o. Using that power folosind acea for his own sake pentru was el a tremendous temptation. A fost o ispită foarte mare. He didn't use it. Și totuși n-a folosit. He suffered. A suferit. And the more you resist temptation, cu cât reziști mai mult ispitei, the more you suffer. Cu atât mai mult suferi. Jesus Christ. Iisus Hristos. The mighty God. Mărețul Dumnezeu. Came down. A venit. Go to Ephesians, not Ephesians, Philippians 2, let's read from verse 5. În Filipeni, capitolul 2. Philippians 2. Vom citi la versetul 5. Reading from verse 5. Let this mind be in you. Să aveți în voi gândul acesta, which was also in Christ Jesus, care era și în Iisus Hristos, who being in the form of God, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, thought it not robbery to be equal with God, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat but să fie deopotrivă cu Dumnezeu, himself of no reputation, și s-a dezbrăcat de sine însuși, took upon him the form of a servant, și a luat un chip de rob, and was made in the likeness of men, făcându-se asemenea oamenilor, and being found in fashion as a man, la înfățișoare a fost găsit ca un om. He humbled himself. S-a smerit. And became obedient unto death. Și s-a făcut ascultător până la moarte. Not just any death. Și încă even the death of the cross. Moarte de cruce. The most painful way. Cea mai dureroasă modalitate. A person could die then. În care o persoană putea muri atunci. Being equal with God. Fiind totuși egal cu Dumnezeu. Notice verse says, who being in the form of God. Spuneți acolo, observăm că spune că avea chipul lui Dumnezeu. God has a form. Dumnezeu are un chip. And he has a nature. Și are și o natură. Christ had the same. Iisus avea de asemenea același lucru. When Christ came to this earth. Când Iisus a venit pe acest pământ. He took our form. A luat chipul nostru, forma and our nature. Și natura noastră. We do not know. Noi nu știm. The precise form of God. Care este exact cum arată Dumnezeu, care Jesus este chipul lui Dumnezeu. Iisus le-a spus fariseilor in John 5:37.
În Ioan 5:37. You have neither heard his voice at any time. Nici n-ați auzit glasul său. Nor seen his shape. Nici nu i-ați văzut fața. Or his form. Sau forma. He has a form. El are o formă. We do not know exactly what it is. Dar nu știm exact care este aceasta. But Jesus had the same form. Iisus totuși avea aceeași formă. And from a position of equality with the Father. Și de la o poziție în care el era egal cu Tatăl. Christ came down. Iisus a coborât. To be like us. Ca să fie ca noi. Somebody say amen. Cineva trebuie să spună amin. What's our subject? Care este subiectul nostru? The cost. Costul suprem. Of salvation. Costul mântuirii. I'm sure when you drive through your town. Sigur când voi veți conduce prin orașele voastre. You see poor people. Veți vedea oameni săraci. You probably see homeless people. Probabil vedeți oameni fără adăpost. Have you ever thought of saying to the poor person? Să le spuneți. Let me live on the street. Hai să trăiesc și eu pe stradă. And you go take my house. Și tu vino și trăiești în casa mea. Have you ever said that? V-ați gândit vreodată la asta? Ați spus vreodată asta? Jesus looked down. Iisus a uitat jos. And saw the poor. Și a văzut pe cei săraci. Spiritually. Pe cei săraci spiritual. He left the glories of heaven. Și a coborât din slava cerului. And he said, le-a părăsit și a zis, I want to exchange positions with you. Vreau să fac schimb de locuri cu tine. Let me live homelessly. Permite-mi să trăiesc și eu fără adăpost. And through me. Și prin mine. You'll make my I'll make my home your palace. Voi face ca casa ta să fie palatul meu. The cost of salvation. Costul mântuirii. Let's look at another cost. Să ne mai uităm la un alt But preț. Let's pray first. Dar să ne rugăm înainte. Our Father in heaven. Tată din ceruri. We're dealing with something deep. Vorbim despre ceva foarte adânc. And we're weak. Și suntem slabi. Help us, dear God. Ajută-ne, Doamne. Give us simple language. Dă-ne un limbaj simplu. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amen. Amin. Let us go to 1 Timothy 6. Haideți să mergem în 1 Timotei, versetul 16. Let's learn something about God which we already know. Haideți să învățăm ceva despre Dumnezeu pe care un lucru pe care deja îl știm. Who only hath immortality. Singurul care are nemurirea. God. Dumnezeu. Has immortality. Are nemurirea. Christ. Hristos. Has immortality. Are nemurirea. The Holy Ghost. Duhul Sfânt. Has immortality. Are nemurire. Divinity. Divinitatea. Cannot die. Nu poate muri. Is that clear? E clar? Divinity. Divinitatea. Cannot die. Nu poate muri. Angels can die. Îngerii pot muri. And they will die. Și vor muri. Those who fell. Cei care au căzut. Human beings can die. Ființele umane pot muri. Anything created can die. Orice a fost creat poate muri. Creator. Dar Creatorul cannot die. Nu poate muri. The giver of life. Cel care a dat viață. Cannot die. Nu poate muri. God is life. Dumnezeu este viață. The Holy Spirit is life. Duhul Sfânt este Jesus viață. Is life. Iisus este viață. They cannot die. Ei nu pot muri. But I say Jesus I meant before he came. Dar ce vreau să spun este Iisus înainte să coboare. But in order to pay the price for our sins. Dar ca să plătească prețul păcatelor noastre. What's the penalty for sin? Care este plata păcatului? Death. Moartea. The soul that sinneth. Sufletul care a păcătuit. It shall die. Va muri. When Adam sinned. Când Adam a păcătuit. Someone had to die. Cineva a trebuit să moară. And the fact that Adam didn't die immediately. Și faptul că Adam n-a murit imediat. Meant the death passed to someone else. Înseamnă că această moarte a fost plătită de altcineva. Christ came. Hristos a venit. In a form. Având o formă. That allowed him to experience death. I-a permis să experimenteze moartea. The Bible refers to God. Biblia se referă la Dumnezeu. As the living God. Ca Dumnezeul cel viu. In John chapter 6. În Ioan 6. Verse 69. Versetul 69. Peter told Christ. Petru i-a spus lui Iisus. And we believe and are sure. Credem that thou art the Christ, că tu ești Hristosul, the Son of the living God. Fiul Dumnezeului celui viu. John 6. Ioan 6. Verse 57. Versetul 57. Jesus said, Iisus a spus, as the living Father have sent me. Tatăl cel viu m-a trimis. Jesus said, Iisus a spus, I am the way. Eu sunt calea. The truth. Adevărul. And the life. Și viața. Paul writes. Pavel de asemenea scrie. There is therefore now no condemnation. Acum nu mai este condamnare. To them which are in Christ Jesus. Celor care sunt în Hristos Iisus. Who walk not after the flesh but after the spirit. Nu merg după pofta cărnii ci după Duhul. For the law of the spirit of life. Pentru că legea Duhului vieții hath made me free m-a eliberat from the law of sin and death. De legea păcatului the și a morții. The Holy Spirit is called Duhul este numit the Spirit Duhul of life. Vieții. The Father is called Tatăl este numit the living God. Dumnezeul cel viu. Or the living Father. Sau Tatăl cel viu. Jesus says, Iisus spune, I am the resurrection. Învierea. I am life. Și sunt viața. Now he has to experience death. Dar acum el trebuie să experimenteze moartea. Foreign to God. Ceva care este străin lui Dumnezeu. The very thought. Chiar însuși gândul. Is foreign to God. Este un gând străin lui Dumnezeu. A God of life.
Un Dumnezeu al vieții. Placing himself in a position. S-a supus și a ajuns într-o poziție. Which is a human condition. Care este condiția umană. To experience death. Ca să poată experimenta moartea. Go to Revelation 1. Haideți să deschidem în Apocalipsa. Read 17 and 18. Apocalipsa 1, vom citi versetele. Our subject, the high cost. 15 și 16. Subiectul or nostru. How much is so? Este costul suprem sau cât de Revelation mult este atât 1. De mult? Apocalipsa 1. 17 and 18. 17. John the Revelator sees Christ. 17. Ioan îl vede pe Hristos. Verse 17. Versetul 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. And he laid his right hand upon me, saying unto me. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme. I am the first and the last. Eu sunt cel dintâi și cel I de pe urmă. I am he that liveth and was dead. Cel viu, am fost mort. Jesus Christ. Iisus Hristos. He who said, "Let there be light." Cel care a spus să fie lumină. In his human condition. În forma sa umană. He died. A murit. Notice I said, in his human condition. Vreau să înțelegeți, am spus în această formă because umană. Divinity a murit, pentru că divinitatea nu poate muri. Christ. Hristos. Took human condition. A luat asupra lui forma omenească ca să poată experimenta what the Bible says, ceea ce spune Biblia, the last enemy that shall be destroyed. Este ultimul vrășmaș care va fi distrus la final. Have you ever heard of leaving the best for the last? Ați auzit de a lăsa la urmă ceea ce este mai bun? God leaves the worst for the last. Dumnezeu lasă ce este mai rău la sfârșit. Death is the last enemy. Moartea este ultimul that vrășmaș shall be destroyed. Care va fi distrus. Eternity is the best. Teoretic, cel no mai problem bun. With that. The last enemy that shall be destroyed. Ultimul vrășmaș care va fi distrus. Death. Este moartea. Now go to Hebrews chapter 2. Haideți să deschidem din nou în Evrei. Let's read verse 9. Evrei la capitolul 2. Hebrews 2 verse 9. Vom citi la versetul 9. And I want you to read this verse very carefully. Vreau să-l citim acest verset foarte atent. But we see Jesus. Noi îl vedem. Who was made a little lower than the angels. Pe acela pe care a fost făcut mai puțină vreme mai prejos decât îngerii. For the suffering of death. Adică Iisus îl vedem. Crowned with glory and honor. Încurunat cu slavă și cu cinste. That he by the grace of God. Din pricina morții pe care a suferit-o ca prin harul lui Dumnezeu. Should do what? El să taste death. Guste moartea. Let's look at that. Haideți să privim cu atenție la acest lucru. Listen to me carefully. Ascultați-mă cu mare atenție. Can a dead person taste death? Poate o persoană moartă să guste moartea? Mm-mm. Nu. Because the dead? Pentru că morții nu știu nimic. Only a person who is alive. Doar o persoană care este încă în viață. Can taste death. Poate să guste moartea. Which means? Ceea ce înseamnă? That Jesus. Că Iisus. Before he actually died. Înainte să moară. He tasted. El a gustat death. Moartea. Ellen White writes. Ellen White scrie. Christ tasted death. Hristos a gustat moartea. In the garden of Gethsemane. În grădina Getsemani. Does death have a sting? Are moartea un bold? Can a dead person feel that sting? Poate o persoană să simtă această împunsătură? Listen to me. Christ tasted Hristos death. A gustat moartea. The sting of death. Acest bold al morții. While he was alive. El l-a simțit cât încă the era only în viață. Person singura persoană ever had that experience. Care a avut o astfel de experiență. And the only person who could. Și singura persoană care ar fi putut să aibă o astfel de experiență. He drank the cup of death. El a băut această cupă a morții. All of it. Toată. Then on Calvary's cross. Apoi pe crucea de pe Calvar. He died. El a murit. But before he died. Dar înainte să moară. He tasted death. El a gustat moartea. What's our subject? Care este subiectul nostru? The high cost. Costul suprem. Of our salvation. Al mântuirii for noastre. God so loved fiindcă the world. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. That Christ went through all of that. Hristos a trecut prin toate acestea. Go to John 10. Haideți să deschidem în Ioan. Verse 30. Capitolul 10, versetul 30. It is 25 minutes to 1. Mai avem 25 de minute până la 1. I will let you go, please don't worry. O să vă las să plecați, să nu vă îngrijorați. What book did I say? Ce carte am spus? Ioan. John. What chapter? Capitolul 10. What verse? Versetul 30. 30. Very short verse. Un verset foarte scurt. You can look at it once and then say it without looking. Uitați la el și apoi puteți să-l spuneți. What does that say? Ce spune? I eu and my Father și Tatăl are one. Una suntem. Reason with me. Haideți să gândim împreună. When Paul persecuted the church. Când Pavel a persecutat biserica. And Christ met him on the road to Damascus. Și Hristos s-a întâlnit cu el pe drumul către Damasc. And knocked him off the horse. Și l-a dat jos de pe cal. And he said, "Who art thou, Lord?" Și el a spus, "Cine ești tu, Doamne?" What did Jesus say? Ce a spus Iisus? I am Jesus. Eu sunt Iisus.
whom thou persecutest. Pe care tu îl prigonești. What was happening to the church? Ce s-a întâmplat cu biserica? Was happening to Jesus. S-a întâmplat și lui Isus. The persecution the church felt. Persecuția pe care o simțea biserica. Jesus felt it. Și Isus o simțea. Jesus prayed. Isus a rugat. That the brethren would be one. Ca frații să fie una. As he and the Father are one. Adică cum și el și Tatăl sunt una. He and the church would be one. El și biserica să ajungă să fie the una. The same way. În același fel. Jesus felt. În care a simțit Isus. What the church was going through. Prin ceea ce trecea biserica. Christ was suffering. Același lucru a simțit când Hristos read suferea. My mind. Vreau să citiți, să-mi citiți gândurile. The Father. Același the lucru Father ce a simțit Hristos a simțit suffering. Și Tatăl. And so Ellen White tells us. Ellen White ne spune. The Father. Că Tatăl suffered with his son. A suferit alături de fiul său. Jesus said. Iisus a spus. If you know me. Dacă mă cunoașteți you know pe mine, îl cunoașteți pe Tatăl. If you hate me, dacă mă urâți pe mine, the Father. Îl urâți pe Tatăl. You receive me, dacă mă primiți pe you mine, the Father. Îl primiți pe Tatăl. When I suffer, când eu sufer, the Father suffers. Și Tatăl suferă. When Christ was sweating blood in the Garden of Gethsemane. Când Iisus transpira sânge în grădina Ghetsemani. Whatever he suffered. Orice a suferit el acolo. The Father felt it. Și Tatăl a simțit. The same way what we suffer. La fel cum noi suferim. Jesus feels it. Și Iisus simte acest lucru. I gave you a quotation yesterday or the day before. V-am dat un citat ieri sau alaltăieri. The Desire of Ages, page 823, paragraph 4. Lumii, pagina 823, paragraful 4. Christ feels the woes of every sufferer. Iisus simte durerea fiecărui om în suferință. When evil spirits tear the human frame. Atunci când duhurile rele clatină forma umană. He feels the curse. El simte blestemul. When fever în febra is burning up the life current. Arde curenții vieții. He feels the agony. Simte agonia. The same way. În același fel. Christ feels what we feel. Hristos simte ce simțim noi. The Father felt what he felt. Și Tatăl a simțit ce a simțit Hristos. What's our subject? Care este subiectul nostru? The high costul suprem. My brothers and sisters. Frați și surori. You and I. Tu și cu mine. Will never. Noi niciodată. Even through eternity. Nici pe parcursul vieții. Fully understand. Nu vom înțelege. How much. Cât de mult. God loves us. Ne iubește Dumnezeu. I think I told you this before, but let me tell you again. V-am spus acest lucru, dar vreau să vă repet. Repetition is a tool of teaching. Repetarea este o unealtă de învățare. For God so loved the. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. That He gave His only begotten. Încât a dat pe singurul Său fiu. Look at that again. Haideți să privim din nou acest lucru. We have the world. Avem lumea. We have the Son. Și apoi avem fiul. Whom did God give up? La cine a renunțat Dumnezeu? The Son. La fiul Său. Why? De ce? Because He loved the world. Pentru că a iubit lumea. Ellen White tells us. Ellen White ne spune. When Christ was on the cross. Atunci când Hristos era pe cruce. He could not see through the tomb. El nu putea să vadă dincolo de mormânt. That he'd come back. Dacă urma să se reîntoarcă. Which la viață. Means, ceea ce înseamnă. The Father. Că Tatăl. Was willing to lose the Son forever. Era gata să-și piardă fiul pentru totdeauna. In order to save us. Ca să ne salveze pe noi. As if the Father would say. Este ca și când Tatăl ar spune. I can live without you, my son. Pot să trăiesc fără tine, fiule. I cannot live without them. Dar nu pot trăi fără ei. When Christ was on the cross. Când Hristos era pe cruce. What did he cry out and say? Ce a strigat el? Ce a spus? My God. Tată. My God. Tată. Why hast thou forsaken me? De ce m-ai părăsit? The Father had the choice. Tatăl avea o alegere de făcut. Să-l uite pe el. Or forsake the world. Sau să ne uite pe noi. He forsook him. L-a ales să-l părăsească pe el. You see, if the Father had forsaken us. Dacă Tatăl ne-ar fi părăsit pe noi, noi am fi fost distruși. Christ felt. Hristos a simțit. What those who are destroyed in hell. Ceea ce vor simți cei care vor fi distruși în iad. Will feel total separation from the Father. O completă separare de Dumnezeu. For God so loved you. Fiindcă atât de mult te-a iubit Dumnezeu pe tine. He gave up Jesus. Încât a renunțat la Isus. When Christ was in Gethsemane. Când Isus era în Ghetsemani. He said, Father. A spus, Tată. If thou be willing. Dacă e voia ta. Remove this cup from me. Depărtează paharul acesta if de la mine. If the Father had taken that cup of suffering from Christ. Dacă Tatăl ar fi luat acest pahar al you know what he would suferinței have done? De la Hristos, știți ce ar fi făcut de fapt? Given it to the world. L-ar fi dat lumii.
Because someone had to drink it. Pentru că cineva trebuia să bea acest pahar. Because the law had been broken. Pentru că legea fusese călcată. The father said, "No, no, no." Tatăl a spus nu. You drink it. Tu să-l bei. That I may save them. Ca să pot să-i mântuiesc pe ei. Let's take another look at the high cost of salvation. Haideți să mai privim din încă o dată prețul mare al mântuirii. And may the God of truth continue to be with my brother and me. Și fie ca Dumnezeul adevărului să continue să fie cu fratele meu și cu mine. Pe măsură ce vorbim. Go to Hebrews chapter 1. Haideți să deschidem în cartea Evrei, la capitolul 1. Evrei 1. We read 8 and 9. Vom citi versetele 1, 8 și 9. This is God the Father. Și este Dumnezeu Tatăl. Speaking to the Son. Care vorbește Fiului Său. And you and I are listening quietly as we read. Și tu și cu mine vom asculta când este citit acest. Thy throne, O God, is forever and ever. Scaunul tău de domnie, Dumnezeul, este în veci de veci. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Now, when God hates something, how does he hate it? Când Dumnezeu urăște ceva, cum urăște acel lucru? With perfect hatred. Cu o ură perfectă. Now read verse 9. Here's what the Father says about Christ. Uitați ce spune Dumnezeu despre Hristos. Thou hast hate loved righteousness. Tu ai iubit neprihănirea. And hated iniquity. Și ai urât nelegiuirea. He hates sin. El urăște păcatul. With perfect hatred. Cu o ură perfectă. Did you hear what I said? Ați auzit ce am spus? Jesus Christ. Iisus Hristos. Hates sin. Urăște păcatul. When you walk through a farm. Când tu mergi într-o fermă. Where there are cows. Unde sunt vaci. And you're walking. Mergi. And you see a little lump. Și vezi acolo. Do you step in it? Vezi acolo gunoi de grajd. Calci în el? Ce faci? You walk around it. Îl ocolești. And if you step in it by accident. Dacă calci în el din greșeală. What do you do? Ce faci? Te ștergi. You're trying to get it off you. Încerci să-l îndepărtezi. Are you with me? Mă urmăriți? That's how Christ hates sin. La fel urăște și Iisus păcatul. But as we consider the cost of salvation. Dar când noi ne gândim la costul mântuirii. Go to 1 Peter chapter 2 verse 24. Haideți să deschidem la 1 Petru capitolul 2 versetul 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Petru 2 cu 24. It's a quarter to 1. Avem un sfert de oră până la 1. You have 1 Peter. Ați găsit 1 Petru chapter 2 capitolul 2 verse 24. Versetul 24. My friends online, I hope you're still with us. Prietenii noștri online, sper că încă ne urmăriți. Let's read slowly. Haideți să citim încet. And try to imagine. Să încercăm să ne imaginăm. Sin, păcatul, as something you drink. Ca ceva pe care tu. And Christ is taking it. Și Hristos. Or imagine sin as a liquid. Să vă imaginați păcatul ca ceva lichid. You can apply it to your skin. Care poți să-l pui pe piele. Or you can take it in. Sau poți să îl bei. Who his own self. El. Bear our sins. A purtat păcatele noastre. In his own body. În trupul său. What did we discover in Hebrews 1 verse 9? Ce am descoperit noi în Evrei 1 cu 9? He hates sin. Că el urăște păcatul. But to save us. Dar ca să ne mântuiască. He had to take. El a trebuit să ia păcatul. What he hates. Ceea ce urăște. Into himself. Și să-l introducă în el. Parents, you know how your children hate to take medication. Părinților, știți cum copiii voștri de obicei nu le, copiilor voștri nu le place să ia medicamente. You literally have to force them. Trebuie să-i forțezi. Because medication is not tasty. Pentru că medicamentele nu sunt gustoase. Jesus Christ, as it were, drank sin. Așa cum Iisus a trebuit să bea which he hated, pe care îl ura. In order to save us. Ca să ne poată mântui. When you and I sin. Când tu și cu mine păcătuim. It's like walking through a farm. Este ca și când tu mergi pe terenul unei ferme. And we step into that thing. Și călcăm în bălegar. You know what that thing is. Știți ce este acest lucru? Let's call that sin. Hai să numim păcat. When we do that. Când facem acest lucru. The Father says. Tatăl spune. Repent. Pocăiește-te. You say, well, where do I put my sin, Father? Și atunci noi spunem unde să pun acest what păcat. What does the Father tell you? Ce spune Tatăl? On him. Pune păcatul tău asupra lui. To enter my palace. Ca să intri la my mine, kingdom, în împărăție, put your sin on him. Pune păcatul acesta asupra lui. Then we say, Father, where is he? Și noi spunem, Tată, unde e? He's that mat at the entrance. Spune, este acel preș de la intrare. Now, get the sin off your feet. Acum, șterge păcatul de pe picioarele tale. Who's taking that sin? Cine ia acel păcat? Come on, tell me. Spuneți-mi. Jesus. Where are you wiping that thing? Unde te ștergi de păcat? Pe Iisus. So you can enter clean. Ca să poți să intri curat. And he carries that. You know what it is. Și el va fi plin de acest lucru. Wipe your sins. Ștergeți-te de păcate. Jesus. Pe Iisus.
For God so loved the world. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. If I enter God's kingdom, dacă eu ar fi să intru în împărăția lui Dumnezeu, the first thing I want to do, primul lucru pe care vreau să-l fac, is kneel before Jesus, este să-mi genunchez în fața lui Isus, and apologize all over, și să-mi cer iertare din nou, for all that I did, pentru toate lucrurile pe care le-am făcut, to hurt him, ca să și l-am rănit, for the many times, de multe ori, I had to wipe my foot in his face, a trebuit să mă șterg piciorul meu de fața sa, so I could enter his father's kingdom clean, ca să pot să intru în împărăția tatălui său curat. When you consider that, când luați în considerare acest lucru, Christ was above law. Hristos era deasupra legii. He became one of us. A devenit unul dintre noi. Under the law. Sub lege. Christ could not die. Hristos nu putea he muri. He became one of us. A devenit unul dintre noi. Ca să experimenteze moartea. Christ could not be tempted. Hristos nu putea fi ispitit. He became one of us. A devenit unul ca noi. To experience temptation. Ca să experimenteze ispitire. El urăște păcatul. He became one of us. A devenit unul dintre noi. To experience the effects. And to take our sin. Efectele păcatului și să ia păcatul asupra lui. When you consider that, când luați în considerare acest lucru, cost, acest preț, can you stop smoking for him? Puteți să vă lăsați de fumat pentru el? Can you give up a cigarette? Poți să renunți la o țigară? For a God who's paid so much? Pentru un Dumnezeu care a plătit atât de mult? Can you go to that person who hurt you? Poți să duci la acea persoană care te-a rănit? And say I forgive you. Să-i spui te iert. Because Christ has forgiven me. Pentru că și Hristos m-a iertat pe mine. Can you make things right? Poți să te împaci? With that member of the church. Cu acel membru al bisericii. With whom you have not spoken for years. Cu care nu ai vorbit de ani de zile. While you're eating your vegetarian food. În timp ce totuși aveai o dietă vegetariană. When you consider the cost. Când iei în considerare prețul. Let's close with another look at the high cost. Haideți să încheiem și să ne mai uităm încă o dată la. Let's go to Luke 24. Vom deschide în Luca. Verse 36. 24. Luke 24. Luca 24. Reading from verse 36. Vom citi la versetul 36. 10 minutes to 1. Mai avem 10 minute. My friends online, stay with us. We're about to finish. Prietenii noștri online, vă rugăm să rămâneți pentru că suntem pe cale. Luke 24, reading from 36. Luca 24, citim la. And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and saith unto them, Peace be unto you. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. This is after the resurrection. Acest lucru se întâmplă după înviere. They're in the upper room. Sunt în camera de sus. Because they're afraid. Pentru că le este frică. They're hiding. Se ascund. Peace be unto you. Pace vouă. But they were terrified and affrighted. Plini de frică și de spaimă. And supposed that they had seen a spirit. Ei au crezut că au văzut un duh. He said unto them, El le-a zis, Why are ye troubled? Pentru ce sunteți tulburați? And why do thoughts arise in your heart? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Behold my hands and my feet. Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. I myself. Eu sunt. Handle me and see. Pipăiți-mă și For vedeți. For a spirit hath not flesh and bones as ye see me have. Un duh n-are nicio carne, nici oase, cum vedeți că am eu. They thought they'd seen a ghost. Ei au crezut că au văzut un duh. Jesus is not a ghost. Iisus nu este un duh. Jesus wanted to convince them. Iisus a vrut să-i convingă. It was he who walked with them. Că era el cel care umblase alături he de said, ei. He said, Behold my hands. Spus, uitați-vă la mâinile What mele. What did he show them? Ce le-a arătat? The marks of the crucifixion. Urmele în crucificării. Behold my hands and my feet. Uitați-vă la mâinile mele și la picioarele mele. The nails in his feet. Urmele de la cuie. He came from the grave. El a venit still bearing. Încă purtând. Finish my words. Terminați voi cuvintele. The marks, come on. Cicatricile. Of the crucifixion. Răstignirii. Even though he came with a glorified body. El s-a înviat cu un corp. Go to Philippians chapter 3. Let's read 20. Philippians chapter 3 verse 20 and 21. I just said he came with a glorious body. El venise cu un corp plin de slavă. Philippians 3:20. Filipeni 3 cu 28. For our conversation is in heaven. 3:20. Dar cetățenia noastră. From whence also we look for the Savior. Este în ceruri de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Who shall change our vile bodies. El va schimba trupul stării noastre. That it might be made like unto his glorious body. Și îl va face asemenea trupului slavei sale. When will he change our vile bodies? Când va schimba el trupul nostru? Resurrection, when this mortal puts on immortality. Când un muritor va fi îmbrăcat în nemurire. When this corruptible puts on incorruption. Când acest corp care este coruptibil va fi îmbrăcat în ceva care nu poate fi corupt. He shall change our vile body. Biblia ne spune că el va schimba corpul nostru. That it might be fashioned like unto his glorious body. Ca să fie să semene cu corpul său plin de slavă. The body with which he came from the grave. Corpul cu care el s-a înălțat din mormânt. Is the body we will have. Acela este corpul pe care îl vom avea. The difference is. Singura diferență He will have scars. Este că el va avea cicatrici. We will have none. Și noi nu vom avea.
Where will the scars be? Unde vor fi aceste cicatrici? The crowns, the crown of thorns? Corona de the hands? Mâinile? The side from the Roman spear? And the feet? La coaste și la picioare. What's our subject? Care este subiectul nostru? The high cost. Costul suprem. Let's imagine. Haideți să ne imaginăm. Christ is walking through the new earth. Hristos merge pe noul pământ. And he's walking with you and me. Merge cu tine și cu mine. We're just taking a stroll. Ne plimbăm. Some being from a distant world. O ființă dintr-o lume îndepărtată. Comes to visit. Vine în vizită. And he sees Christ. Îl vede pe Hristos. And he sees us. Și ne vede și pe noi. He says, wait a minute. Spune, stai un pic. What did you do? Tu ce ai făcut? That you have these scars. Ai cicatricile astea. What will we say quickly before ce Jesus ce answers? Ce vom spune noi înainte să-i răspundă Iisus? Those belong to me. Acelea sunt cicatricile mele. It seems wrong. Pare greșit. Notice I said it seems wrong. Și vreau să fiți atenți. To a human being. Pare greșit. If there's one thing we hate, dacă este un lucru pe care noi îl urăm, being blamed for something we did not. Este să fim învinovățiți pentru un lucru pe care noi nu l-am făcut. Noi urăm lucrul ăsta. The carnal nature naturally says, carnea noastră umană spune în mod natural, it wasn't me. N-am fost eu. Even when it was me. Chiar dacă am fost noi. The carnal nature, natura noastră păcătoasă, automatically says, în mod automat spune, it wasn't me. N-am fost eu. That's what Adam said. Asta a spus și Adam. That's what Eve said. Și Eva a spus asta. And here's Christ. Aici este, vine Iisus with the scars, cu cicatricile. In the new world. În lumea nouă, you and I, unde tu și cu mine, have no scars. Nu vom mai avea cicatrici. Not even a pimple. Nici măcar un coș. Think of that. Haideți să ne gândim la acest lucru. And if you do, și dacă vă gândiți, sin becomes hateful. Păcatul devine ceva de urât. I cannot keep doing what I do. Eu nu pot să continui să fac ceea and ce hurt fac that God. Și să-l rănesc pe acel Dumnezeu. For God so loved the world. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. One more cost of salvation. Încă unul dintre prețurile mântuirii. Christ is man and God. Hristos este atât om cât și Dumnezeu, chiar și acum. He's still human. El este încă uman. And also God. Dar de asemenea Dumnezeu. But he is no longer able to be everywhere at the same time. Dar nu mai este capabil să fie peste tot în același timp. I didn't say he lost the power. Nu v-am spus că a pierdut puterea. He laid it down. Ci pur și simplu a renunțat. Because he kept. Pentru că a păstrat. What? Ce? Human form. Forma umană, corpul uman. And so let's again imagine. Haideți să ne imaginăm. You, tu and Christ, și Hristos, and an angel, și un înger, are walking through the new world. Vă plimbați pe noul pământ. Who looks like Christ? Cine arată ca Hristos? You. Tu arăți. Nu you. Tu. Because he kept. Pentru că el a păstrat forma omenească. He looks like you. El arată ca tine. Not the angel. Nu ca îngerul. For all eternity. Pe parcursul veșniciei. God will have scars. Dumnezeu va avea cicatrici. God is perfect. Dumnezeu este perfect. Before Christ came to this earth, he had no scars. Înainte ca Iisus să vină pe acest pământ, nu avea cicatrici. Holy Ghost has none. Și nici Duhul Sfânt nu are. Now, dar in the Godhead, în Dumnezeire, Father, Tatăl, Son, Fiul, Holy Ghost, și Duhul Sfânt, scars. Vor avea cicatrici. Because what Jesus suffered, pentru că atunci când Iisus a suferit, the Father felt. Și Tatăl a simțit. He may not have visible scars. Poate că nu are cicatrici vizibile. But he has them here. Dar le are aici. The Holy Ghost, Duhul Sfânt, doesn't have visible scars. Nu are cicatrici vizibile. He has them here. Dar le are aici. Because Hebrews tells us, pentru că Evrei ne spune, Christ offered himself că Iisus, through the eternal spirit. El s-a adus ca jertfă prin Duhul. The Godhead, Dumnezeirea, visibly, vizibil, and in the heart. Are cicatrici vizibile, scarred. Și în inimă. Este, are cicatrici. You and I, tu și cu mine, not a blemish. Nu vom avea nicio pată. And you will consider that. Și vei considera acest lucru. Still serve Satan. Veți lua în considerare acest lucru și veți continua să-l slujiți pe Satana? How many of you will say with us? Câți dintre voi voți spune împreună cu noi, Tată? Thank you for opening my eyes. Mulțumesc că mi-ai deschis ochii. I recommit my life to you completely. Vreau să-mi rededic viața ție complet. I deny Satan. Renunț la Satana. And I place myself in your care. Și mă aduc în grija ta. Can I see your hand? Poți să vă văd mâinile? Ah, God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. Stand up with us. Haideți să ne ridicăm. God is really nice. Dumnezeu este foarte. I love God. Îl iubesc pe Dumnezeu. And I like him. Și îmi place de el. God is a nice person. Dumnezeu este o persoană foarte frumoasă. He never means to hurt anyone. Niciodată nu dorește să facă rău nimănui. He has to discipline us. El trebuie să ne disciplineze. To save us. Ca să ne mântuiască. The devil hates you.
Diavolul te urăște. He just wants to destroy you. Doar vrea să te distrugă. Heads bowed, eyes closed. Capetele sunt plecate și our loving Father in heaven. Tatăl nostru iubitor din ceruri. We thank you for your word. Îți mulțumim pentru cuvântul tău. We thank you for the high cost of salvation. Îți mulțumim pentru costul suprem al mântuirii. Christ came as low as he could. Iisus a venit cât de jos a putut. To lift fallen man as high as he could. Ca să ridice pe omul căzut cât de sus se poate. Christ came to this earth. Iisus a venit pe acest pământ. Cursed. Blestemat. That through him. Care a aruncat în el. Sinners may be raised to the very throne of God. A venit aici ca păcătoși să poată să fie ridicați la tronul lui Dumnezeu. Unde vor fi binecuvântați în veac. In the name of Jesus Christ, dear God. În numele lui Iisus, Doamne. Create in us. Creează în noi. A spirit of gratitude. Un duh de mulțumire. Father, I'm so grateful. Tată, sunt atât de mulțumitor. Here's my life. Uite viața mea. I am so grateful. Sunt atât de mulțumitor. I'm throwing away these cigarettes. Încât arunc aceste țigări. I am so grateful. Sunt atât de mulțumitor. I am breaking off this relationship. Încât întrerup această relație. I am so grateful. Sunt atât de mulțumitor. I will stop working on Sabbath. Încât voi înceta să mai lucrez în sabat. I am so grateful. Sunt atât de mulțumitor. I'll start returning a tithe. Încât voi even if I go hungry, chiar dacă ar fi să-mi fometez, because I'm grateful, pentru că sunt mulțumitor kind of pentru o astfel de dragoste. Ah, Father, Tată, as we leave this tent, acum când vom pleca din acest let us think of what we've heard. Ajută-ne să ne gândim la ce am auzit. And not just discuss trivial matters. Nu să discutăm lucruri triviale. Let angels walk with us, dear God. Fie ca îngerii să meargă cu noi. Let the Spirit enlighten our minds. Și Duhul să ne lumineze mințile. And when you come, și atunci când tu vei veni, save us, mântuiește-ne, where we may walk in that new world, ca noi să putem să mergem pe lumea cea without nouă, a blemish, fără pată, while our Savior carries the blemishes. Mântuitorul nostru duce. We love you, Father, for this plan. Te iubim pentru acest plan, Doamne. We love Jesus for going through it. Îl iubim pe Iisus pentru că a trecut prin aceste lucruri. We love the Spirit for helping us to understand. Și iubim pe Duhul Sfânt pentru că el ne ajută să înțelegem aceste lucruri. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus. Let God's people say. Poporul lui Dumnezeu să spună. Amen. Amin. And amen. Before you sit. Înainte să vă așezați, 2 minute. What will you take from the message? Raise your hand. Ce veți lua din acest mesaj? Ce idei veți lua din acest mesaj? Raise your hand. What? Yes. Jesus carries our scars. Iisus va aduce cicatricile noastre. Even now. Chiar acum. In a new world. În lumea cea nouă. We'll have none. Noi nu vom avea niciuna. Yes. Jesus loves me personally. Iisus mă iubește pe mine personally. Personal. I would have come to die for me if I had been the only sinner. Ar fi venit să moară pentru mine, dar eram singurul păcătos. Altcineva. Yes. Da. He hated sin so much. Atât de mult. Yet he took it into himself. Și apoi totuși l-a luat și l-a introdus în el. And did not vomit back up. Și nu l-a vomitat. When we take something we hate, când noi înghițim ceva ce nu ne place, we puke. Noi vomităm. Jesus took it in. Iisus a înghițit. He hated it. A l-a urât. And kept it down. Dar l-a ținut înăuntru. Yes. Da. The life I now live. Viața pe care eu o trăiesc is entirely for Christ. Este complet pentru Hristos. Christ died feeling the second death. Christ experienced the second death. Iisus a murit și a simțit efectele morții a doua. He tasted death. El a gustat moartea. That you and I might not taste it. Ca tu și cu mine să putem să nu o gustăm. When we bury people. Când noi îngropăm oameni. That's not tasting death. Asta nu înseamnă că gustăm moartea. Anybody else? What will altcineva? You take? Yes. Da. Christ is still cumbered with humanity. Hristos încă este îmbrăcat în umanitate. So he does not exercise his omnipresence. Așa că nu își mai exercită omniprezența. He cannot be everywhere at the same time. Nu mai poate să mai fie peste tot în același timp. Price. Un preț extraordinar. To save people like you and me. Ca să salveze oameni ca tine și ca mine. When we resist temptation, we suffer. Noi rezistăm ispitei, noi suferim. But Christ suffered more. Iisus a suferit mai mult. Okay, suffer. Yes, resisting is a degree of suffering, but no one can come close to what Jesus suffered. Nimeni nu se poate apropia totuși. And as he went through it, he can help us to go through it. Și cum el a reușit să treacă prin acea suferință, ne poate ajuta și pe noi. We need to hate. Trebuie să urăm păcatul. You know why? Știți de ce? The things we hate. Pentru că lucrurile pe care le urăm. We avoid. Noi le evităm. We do the things we like. Noi facem lucrurile care ne aduc plăcere. Dar evităm lucrurile care nu ne plac. When you hate someone in the când urăști pe cineva din biserică. The person sits on that side of the church. Persoana stă acolo. You sit on that side. Tu stai acolo. You don't like that person. Nu-ți place de persoana aceea. When we hate sin. Când noi urăm păcatul. We avoid sin. Noi le evităm. One more. Încă o întrebă. Yes, David. Încă o idee. When we're sinning,
Când noi păcătuim, let's remember să ne aducem aminte what he went through. Ce, prin ce a trecut Hristos. That'll stop us. Și asta ne va ajuta să ne oprim. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Let God's people say amen and amen. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. Happy Sabbath when it comes. Și să aveți un sabat fericit atunci când va veni sabatul.